Mai bine, bine ne vedem și repet. Pare de mult apropiat cu sfârșitul anului, ciocolată. Dar asta este situația. Noi vom continua să ne simțim bine, chiar la distanță. Nu? Uite, eu insist pe problema aceea. Mama avea... Acum, da. Avea 23 ani când s-a născut Ana. Ana avea 3 ani când s-a născut Ionuț. Da? Deci mama avea 23 de ani când s-a născut tata. Ana avea 3 ani când s-a născut Ionuț. Acum, mama împreună cu Ana și Ionuț au, deci acum, mama împreună cu Ana și Ionuț au, să vedem, 38 ani. Câți ani au fiecare? Da? Câți ani au fiecare? Câți ani au fiecare? Acum. Da? Da? Fiecare acum. Deci când s-a născut mama avea 200 de ani, când s-a născut tata. Faci cât de segment, nu? Nu știu noi să facem. Da. Deci, când s-a născut? Când s-a născut, mama avea 200 de ani. 23 ani. Și apare Ana. De aici începe Ana. Și ea merge, până se naște Ionuț, ea va face 3 ani. 3 ani. Da? Și de acum vine Ionuț. Ionuț. De aici încolo. Împreună. Și Ana crește. Și mama, nu? Pe care și pentru ea. Împreună. Membrii familiei, mama cu Ana și cu Ionuț. Nu știu. 38 de ani. De 3 ori crește mama. De ce? De 2 ori plus 3. Deci de... Pentru că Ana are 3 ani. Ea avea 27 de ani când s-a născut Ionuț. Și acum împreună, pentru că 3. Deci împreună. Și Ana are 6 ani și Ionuț are 3 ani. Și după aia propuneți pentru că e corect. Deci tu mergi pe varianta care? Te rog să-mi spui. 23 plus 6. Plus 6? 29. Deci pentru mama, pentru mama tu propui mama 29. Dar de ce? E mai pus tu încă 3 ani? Nu, dar 26. Deci doar 26 până se naște Ionuț. Deci mama face 26 de ani când se naște Ionuț. 26 ani. Plus 3 ani. Plus 3 ani ai cum? Ana are 3 ani.
Da. Ana are 3 ani. 26 de ani. Da. Deci, pe mama, am zis că mama are 26 de ani. Nu, era de și 29. Ana, de ce zici tu 29? Ana are 3 ani acum, da? Nu, da. Nu-i bine. Ionuț are 0 ani. Nu, Ana are 6 ani. Ionuț, 0 ani. Ana, 6, de ce? Pentru că nu crește și ea? Da, eu suntem la momentul când s-a născut, 0 ani. Mama, aici suntem. Da, mă, 29. 3 minus 29, cât se face? 38 minus 29, dar de ce scazi tu? 38 pe 29. Plusul, plusul. Să văd să adică, cei 3 ani ai lui Ana sunt și la mama, da? Deci e 23 până la 6, de făcut cât? 12 împărțit la 3. Am înțeles. Deci tu faci așa. Deci tu spui pentru momentul ăsta, 0, ai adunat 23 plus 3 și plus 3, da? Deci 23 plus 3 pentru mama, care înseamnă că 26 ani pentru mama. Pentru Ana. Doar 3 ani. Da. Și atunci împreună mama și Ana când se naște, când se naște Ionuț, ai zis tu că vei avea 26 plus 3 al lui Ana, deci 26 plus 3 și ăștia, împreună mama cu Ana fac 29 ani. Până la naștere, deci până la nașterea lui Ionuț, dar nu are 9 ani. Am 29 de ani. Ei bine, până la 38 de ani, câți ani aș mai avea? 11. 11, da? Da. Deci, 38 total, scădem din 29 și ne dă cât? Ne dă 9. Și 9 ani cum scoate? Pe cum? 9 aceștia trebuie împărțit și la Ionuț, și la Ana, și la 3. 3. Excelent. Crește și mama, nu? Odată cu Ionuț. Aha, știu care își fie căria. Faci pătrățelele, adaugi cât vrei, și după aia adaugi toți, și după aia vezi cât dă rezultatul. Deci, ce e corect rezultatul? Poarta este asta, cum ai spus. Nu te dai de la întâmplare. Nu poți să dai la întâmplare, nici cum. Adică poți să dau 3 ani? Păi nu. Deci, iată, ideea de bază este asta. Mama avea atât. Poți dau 6 ani. Pentru cine? Pentru cine îți dai 6 ani? Pentru eu poți fac 6 ani. De ce? Pentru că mama poți să am 3 ani. Mama 3 ani. Mama nu se poate, dar nu se naște și de pasă mama să fie de 3 ani. Hai să vedem așa. Deci, pentru început, pentru mama, fixăm o vârstă care să fie undeva dincolo de 20 de ani. Trebuie să scriu pentru întrebarea. Facem segmentul. Da? Deci pentru mama, dăm o vârstă. Hai să vă pui tu acum. Te rog să mă ajuți pe mine. Hai să copulăm. Hai. Da, să mă rog și pătrățelile. Așa. Vreau să pot să scriu cât adaug. Deci? Cât adaug la mama. Deci, formulăm problema împreună? 36 de ani putem să dăm. Deci pentru stat, mama, are 36 ani. Când? Când se naște cine? Spune tu când. Mama are 36 de ani, când se naște? Mama. Andrei. Andrei. Deci, pentru Andrei, de aici începe Andrei, nu? De la momentul ăsta. Și câți ani? 0 ani. Acum e 0 ani, sigur că da. Deci, când se naște acum? Pentru Andrei, vine cu alt frate sau soră după
Spunem sora Celia. Alexandra. Alexandra are câți ani? Câți ani are Andrei? Stabilești tu. Câți ani are Andrei? Când se naște Alexandra? 6. Bun. Deci mergem și spunem 6 ani pentru ea. Andrei. Deci când se naște Alexandra aici, de aici începe Alexandra. Alexandra. Tot Alexandra. Da, puneți altceva. Schimbă. Pune la primul. Alexandra. Alt fund de față. Fără A. Alesia, bun, Alesia. Deci spunem, când se naște Alesia, Alexandru are 6 ani. Andrei. Vă îmbrăcați și noi avem Andrei, dar spunem Andrei. Deci, când se naște Alesia, Andrei are 6 ani. Și acum e momentul cel mai frumos al problemei. Tu? Dacă dau rezultatul corect, ce? Ia uite, spui așa. Acum împreună ei au vârsta și tu trebuie să-mi dai un număr foarte deștept. Cât crește sora? Păi acum asta nu ești cât crește sora. Nu, frate, Andrei, Andrei. Păi, încă o dată. Crește cu 6 ani și mai cu 6 ani. Așa, mai 42. Aici spune că trăie 6 și cu 6, adică mama și cu Andrei. Mama plus Andrei egal? Da, nu cred. 42 ani, da? 54. Și prea 54, da? Da. Cum ai gândit de numărul ăsta să-i spunem prietenilor noștri? Cum ai gândit? Am făcut 36 plus 7, dar 42. Da. La Andrei am nu 42. Ștergeți, ca să fac calculeze. Ștergeți, vedeți. Dar de ce? E bine calculul ăsta, vreau. Nu e. De ce? Nu e ok. Nu, final. Așteptăm. Nu e ok. Te invit să... Vă dau acum azi. Da. Deci 42 este... 60. Cât? 60. Deci acum au 60 de ani, da? Spune-mi cum ai ajuns la 60 ăsta. Mă interesează foarte tare. M-au dat lucrurile mama cu 6 ani. Mi-au dat 42. La 3, la... Am adăugat 6 ani și am avut 12 ani. La Alesia am adăugat 6 ani și are 6 ani. Deci, practic, acum este momentul cel mai frumos al problemei, în compunere, când tu spui același lucru trebuie să se întâmple peste tot, aceeași creștere. Și de aceea tu ai venit, ai modelat tu să mergi 6 ani. N-ai votat un desen 6. Și cei 3 de 6, care înseamnă creșterea, vârsta, practic, 18 și ai pus la 42, da? La 42 ai pus pe 18 și iată că îți dă, ți-a dat 60 de ani. Ăsta e momentul cel mai frumos. Mi-a plăcut problema. Deci, atenție! Formularea este foarte importantă aici. Spunem așa, mama are vârsta asta că s-a născut Andrei. 36 de ani. Alesia. Când s-a născut Alesia, Andrei are 6 ani. Iar mama... Iar împreună. Andrei cu mama avea 48 de ani. Până la nașterea lui Alesia. 42. Și are să face 6 ani. E bine cum am primit noi aici. Asta e. Da.
Mi-ai mai întrebat, urmărește-ne acum. Ia uite, hai un pic. Uite de acolo. Se vezi că lucrurile. Da, mi-a luat prima. Eu am văzut, tu ai zis foarte bine. Dar se pare că noi am scăzut o greșeală. Și de acolo ce uite, noi am scăzut în momentul de față. Am zis că mama cu Andrei are 42 de ani. Este corect raționamentul? Aici vino și spun. Nu trebuie. Dar cât au mama și Andrei? Dar vă pune. Păi tot. Adică am compus o problemă. Mama are 36. Când s-a născut Andrei, mama avea 42 de ani. Și trebuie să adăugăm pe cei de două ori șase ăsta. Deci la vârsta mamă. Când s-a născut Alesia, Andrei avea 6, avea 12 ani. Nu, 6. 6 ani. Deci, hai să mai revăm o dată raționament, că se pare că am strecurat o greșeală. Și că noi trebuie să... Poți să vă spun eu tot ce am făcut cu Latea? Da. Am făcut 36 plus 6, mi-a dat 32. Păi da, pentru mama, da? Da. Perfect. Hai să facem aici, 42 pentru mama. Bine. Hai să facem să punctăm variera asta. Da. Mama face cât aici? 42 de ani. Numai mama 42. Am făcut 6 ani la an. Am făcut 6 plus 6. Mi-a dat 16. Lasă-l, stop. Mi-a dat 16. Vreau să vin lângă mine un pic să vedem ce avem aici de făcut. Deci mama și Andrei până se naște Alesia. Câți ani? Hai să vedem au mama și Andrei până se naște Alesia. 48. Vă mai zis o dată? 48, sigur, da. Vă mai spus o dată și spune. Nu mai te-am zis. Mama a pus Andrei, eu am pus Andrei. Mama a pus Andrei, este egal cu 42 plus 6 ani. Egal cu 48. Și acum, la 48... Mai adăugăm un 12, un 18 mai asta. Sigur că da, un 18. Și atunci faci cât 8 și 8. 8 și 8, 16. Da. 46. 66 era corect. Dar dacă tu ai dat 60, hai să vedem dacă merge problema și așa. Eu să vedem dacă merge... Păi calculați, 36 plus 10 plus 6. Să vedem dacă e bine. Deci, la 48, până la 60, cât ar mai trebui să adăugăm 48? Păi și 12 trebuia să adăugăm. Păi 12. Asta când trebuie să știi cât e 12, 6. 12, pentru că la Andrei, când s-a născut Alesia, avea 12 ani. Și... Nu, am da, hai să vedem. Când are că Andrei avea 12 ani, Alesia avea 6 ani. A, da? Alesia avea 6 ani, că Andrei avea 12 ani. Da. Dar eu vreau să te invit pe tine, să vedem dacă cu 60, problema asta merge. Nu plăt, ia, ce-o pierz. Păi ia, 60. Am făcut 60. Am făcut 42 plus 12 plus 6. 42 plus care 12 ia plus 12 de la Andrei. A, plus 12 de la Andrei. Păi dacă nu Andrei are 12, nu mai are și mama încă 6? Nu. I-au crescut. Mă, s-a stăbilog, Marius stăbilog, s-o crește acolo la 42. Da, și Andrei crește în același timp cu ea. Păi și dacă crește... Eu te invit pe tine să ne oprim la momentul ăsta. Păi crezi că amândoi asta. Și când ei au 48 de ani. Dragul, eu te rog pe tine să urmărești așa, până la nașterea lui Alesia. Lui Alesia și șterge asta. Exact, ca să nu mai vedem. Da? Ca să nu mai vedem. Câți ani au doar mama și cu Andrei? Mama și cu Andrei până la nașterea lui Alesia. Câți ani au? 42. 42 mama și Andrei 6. Și au câți împreună? Cât au împreună?
48, e și plus, da? 48. Da. Și cu voi că nu am dat corect. Am făcut rezultatele la mama, Andrei și Alessi. Păi n-aș realizat, vreau să te invit pe tine să stăm în momentul ăsta pe problemă, când se naște Alessia. Deci Alessia nu-i născută. Este la momentul acesta, mama și cu Andrei au împreună, cât ai spus tu, 42 și cu 6, 48. De fapt, trebuia să putem să o văd și așa. 36, cât a avea mama. 48 plus 12, când Alessia are 6 ani, plus 6 cât dă? 60. Mai urmărim o dată raționamentul? De 56. Da. 67 plus 3. Da. 66. Da. Deci, tocmai nu ne grăbim. Știi? De aceea te invit. Și eu am greșit acum am grăbit. Cu cât suntem mai atenți. Păi nu mai grăbim. Păi nu ne grăbim și ne grăbim greșit. Eu însă te invit la momentul acesta ca să înțelegem un pic modul în care pot fi formate problemele. Deci pentru mama, punem o vârstă. 34. Dar importanță, nu numărul. Un număr la întâmplare, nu numărul în sine mă interesează. 32. Bine. Și spunem, când se naște primul copil, deci după, nu știu câți ani se naște primul copil, după 2, 3, 4, 6 ani. 6 ani am fixat mai aici. Dar când am spus după 6 ani se naște Andrei, tu aici ai în minte faptul că și mama crește cu 6 ani. Și atunci îți pui repede problema să vezi că ți-au împreună. Adică mama are 38 și mama cu Sandra are 42 de ani. 40... Cu 38. 32 plus 6, plus 6 care l-a crescut. Bun. Mă duc atunci la 32 cum l-am tu. Dar te invit să ai răbdare să urmărești. Nu mai îmi schimb așa repede. Lasă 36, de ce mai schimb? Bun. Ai zis 32, da? Vorbim mama. Mama, 32. Ce? Dar 32 acum, după mâine la sfârșit, gata, hai, gata. 38 de ani. Are 6, 44. Și 44. Păi hai să facem un lucru de mine. 44 cu 6, 48. Și cu 6... 44 cu 6, 44. Da. Da, crezi cu 6 ani. Cu 6, mă. Spune-mi... 34, și atât. Da, hai să... Hai, hai să... Deci 32 ani... Acum. Mama, când se naște, cine? Schimbați numele ca să fie... Ionuț. Așa. Ionuț. Deci când se naște, în momentul când s-a născut Ionuț, cât are? Mama are 32 de ani. După... Câți? După 3 ani. Sau Ionuț are 3 ani când se naște, când se naște Ana. Deci... Ionuț are 3 ani. Dacă el are 3 ani, punem așa 3 ani aici. Da, 3. Unde trebuie să mai pun 3? Dacă a zis? La mamă. La mamă, obligator, și la mama 3. Bun. Iar spun că Ionuț are 3 ani când se naște Ana. Deci, pentru Ana, momentul ăsta este 0 ani când s-a născut ea. Băi, are 37 total. Mama și unul Ionuț, dar mama câți au? 37. De două ori crește mama, adică plus 3. Încă plus 3. Că când se naște Ana, Ionuț crește. Pe lui, la 0. Suntem aici, la momentul 0. Câți ani au împreună mama? Mai întâi câți ani are mama acum când se naște Ana? Și câți ani are Ionuț? E bine, da? 38 au toți? Am 2. Da? Deci mama are 32 și cu 3. Face mama, numai mama face până aici cât face împreună mama. Face 30.
De aici rămâne... Și mai 38 de ani. Nu, eu nu sunt tu. Mario. Fii atent că suntem doar până în momentul ăsta. Eu spun așa, până în momentul în care s-a născut Ana, câți ani are mama? Uite, în dreptul liniei. Și cât e la mama? 35. Perfect. Și eu nu câți ani are? 6. Nu mai. Când se naște Ana, 35. Dacă l-a născut pe Ionuț, câți ani avea? Ce? Când l-a născut pe Ionuț, câți ani avea? 0. Mama. 32. Așa, mama. Deci, când l-a născut, de ce aveți mâna la sfârșită? Când l-a născut pe Ionuț, mama ta 32 de ani. Când l-a născut-o pe Ana? Când l-a născut-o pe Ana, Ionuț avea 3 ani. Și mama 35. Și mama 35. Bun. Hai să facem așa acum. Deci 35 pentru mama plus 3 ani. Asta înseamnă că mama plus Ionuț fac 38 de ani. Bun. 38 de ani. Și acum depinde cât crește pe Ana, că trebuie să crește pe toți, absolut pe toți 3. Deci cât vreți? Păi eu sunt 36. Nu mai. Cu cât îl crește, ne fixăm cu cât crește. Pe aia, cu cât... Nu tot, dar este amestecăm pe aia ăsta. Hai cu 5. Cu? Cu 2. Cu 2. Dacă punem 2 aici, la Ana... Când Ana va avea 2 ani, cât ani? Cât la aia Ionuț? 5. 5? Deci acești 2 îl punem 7 aici. Și mama? Și mama? Cât va avea? 37. Și la 2? Și toți la un loc. Facem 37 plus. Tu mă scris 37 și eu adăug 35. Nu. La mamă. Tu scris 35. Ce n-ai spus? Am scris 35 până aici. Până aici. N-am scris 35. Acum am 37, domnul profesor scrie. Deci aici plus 2. Plus 2 e ăsta. Da. Și face 37 ani. Ionuț cât va avea? 5. 5, da? Egal cu 5 ani. Și Ana egal cu câți? Tot. 2 ani. Împreună? 44. Face cât? 44. Deci împreună 44. Deci ca să fie problema corectă, nu figurăm așa, ci pur și simplu eu dau pe 44. Și din 44 trebuie să scădem vârsta până la momentul nașterii lui Ana. Adică... Și așa se merge? Păi, mă duc dincolo pronunțe în raționament. Nu știu cum să mă descurc. Tu urmărește-mă aici, că eu vreau să punem și pentru prieteni și pentru toată lumea la punctul în mod de a gândi problema. Adică se pleacă cu o vârstă care o stabilim noi, se adună de două ori vârsta primului copil. De ce de două ori? Adunăm și pentru mamă și pentru el. De două ori vârsta asta, găsim un număr, din totalul acela care o dăm, scădem pe cei doi, adică din 44 scădem pe 30 și cât am spus, 32 și cu 6. Cât fac 32 și cu 6? 32 și cu 6? 32 și cu 8. 44 minus 38? Cât face? Păi vă spun acum. 6 la final? 6. 6. 6. Și acest 6 îl împărțim în 3. 2. Așa. Mai întreba și eu mă întorc la problema de înainte, cu 60 se putea face problema. Răspunsul. După felul care am gândit noi, înseamnă așa. 36 plus 6 și cu 6. Da? De două ori așa a zis că bine. 6 și 6 plus 12.
Un del cât aici? 48 am făcut. 48 ani. Cei doi. Din 4, din 60. Din 60 scădem acum, cea care a dat-o în 60, scădem pe 49. Și de dă 12, nu? Da. Și care, pe care îl împărțim în 3 părți. E, da. 4 plus 4, pagina 4. Și asta înseamnă că... Când Alexia va avea pasia la 4 Andrei și cu mama și cu... Sigur că da. Și iată că am șanse să fac și cu 60. Corect. Problema merge și cu 60. Deci, modul de a gândi o astfel de problemă este foarte interesant, dar probabil că trebuie făcut mai mult. Probabil că eu încă nu reușesc să-ți captez atenția. Și de aceea am să mă străduiesc să găsesc un limbaj de acela care să semne ce posibilitatea ca tu să prinzi miezul problemei. Nu mai schimbăm așa aleatoriu, 32, 74, nu știu, atunci nu mai avem stabilitate în gândire. Deci, uite, cum se compun de aceste probleme? Cum vin să termin ideea? Și tu urmărește imediat. Deci dăm o vârstă, o vârstă pentru mama de start. Da. Și spune, n-are importanță numărul. De-a dat așa din întâmplare, dar e fără un problem. Și acum spunem. Primul copil se naște, cum am zis? Mama. Mama avea 36 de ani când s-a născut Andrei. Am fost 31 de ani. Bine, nu facem o altă problemă. O pe asta, o încercăm să o reziclăm. Când se naște următor copil, acela primul are 6 ani. 6 ani. Da. Ei bine, tu acum, ca să poți formula în numărul acela, să-l dai corect, înseamnă că tu apoi mama, cu de 2 ori vârsta asta, că și a mamei crește, crește și a primului copil. Și găsești Alesia de aici în bunul stabilești. Ai găsit 48 de ani, după care mai pui la 48 un număr care pe care să-l poți împărți exact la 3. Hai zi tot secretul. Da. Dacă îți propui câte 4 ani să te faci creștere la fiecare, 4 plus 4 plus 4 fac 12. Deci la 48 mai atât, 4 plus 4 plus 4. Dacă îți propui să crești cu 3 ani, atunci 3 plus 3 plus 3. Dacă sunt cu 5 plus 5, nu numărul mă interesează. Eu, dragul meu, eu vreau să încep pe tine să te așez în varianta asta de a gândi că numărul acelea nu sunt atât de importante. Important este să elaborăm raționamentul. Da? Da, suntem la etapa asta, sigur, avem clasa în timp parcurs, începem să credem că lucrurile acestea trebuiesc poftim. Este și 40. Aoleu! Ați înțeles de ce nu mai vrea să participe? Ați înțeles, da? Da, da. Da. Nu-i nimic, filmul a rămas, efortul nostru este făcut. Dar sinteza nu facem. Sinteza este însăși problema în sine. Da. Tu ai ridicat de mai multe vreme mânuța și tot mă atenționez cât timpul s-a realizat. Da. De ce fac aici? Sigur că da. Deci, dragilor, asta e munca. Munca foarte, muncă decisiv ca să poți să așezi, să înceapă să gândească în mod ordonat și la un nivel de stat destul de sus. Foarte sus. Da? Deci o să facem exercițiul ăsta, să vedeți și la clasa a cincea că problema este interesantă. Dar dacă mai dau un copil acolo, nu vorbesc să... A, să și mai tare. Da, să complică și mai tare. Deci este super. Așadar, mulțumesc frumos pentru revedere! Să nu uitați la cele să vă abona la Prof Online. La revedere! Și să spuneți la toți prietenii. La revedere! La revedere!